Numai o vară liniștită nu vor avea cei care și-au cumpărat deja biletele de tren sau biletele de avion. Ce se întâmplă mâine? Mâine toate trenurile de mare viteză, trenurile personale, interregionale, vor circula cu întârziere, câteva dintre ele vor fi chiar suprimate, 2 din 4, spun organizatorii trevei de mâine. Știți, cei care sunt la Paris, în regiunea pariziană, trenurile de suprafață sau trenurile, metrourile de viteză, cum le spunem noi, RER-urile, vor circula și ele pe toate liniile cu probleme, totul va fi dat peste cap mâine, tot 2 din 4. Așadar, este o vară fierbinte din punct de vedere al protestelor. De ce sunt nemulțumiți sindicaliștii? Sindicaliștii spun că salariile nu mai țin pasul cu inflația și că de la o lună, de la alta, nu se mai ajungă cu banii. Mai mult decât atât, au atât de multe ture de făcut încât zile libere nu mai au, personalul este insuficient, așadar cer condiții mai bune de lucru, personal suplimentar și salarii adaptate cu inflația. Bun, și încă ceva, Mihaela, te întrebam și le spuneam telespectatorilor puțin mai devreme de situația haotică din aeroporturi. Cum e la voi la acest moment acest aspect? Câte zboruri mai degrabă au fost afectate și mai ales cum reacționează francezii raportat la acest haos? Săptămâna trecută, vineri, sâmbătă, duminică, au fost 3 zile de grevă cam în toate aeroporturile din Franța, inclusiv pe cele 2 porți aeriene cele mai importante din Paris, aeroportul Charles de Gaulle, Roissy și aeroportul Orly. Practic, între 17 și 20% dintre zboruri au fost anulate în intervalul 7-14, iar după aceea traficul aerian s-a reluat, dar treptat, progresiv, existând cu foarte multe probleme de la bagaje până la controalele de securitate și așa mai departe. Evident că toată lumea e obosită, agasată. Orele de stat în aeroport sunt foarte lungi, cred greu, mai ales atunci când aștepți vacanța. Și aici sunt cereri care seamănă cu cele ale feroviarilor, de asemenea condiții mai bune de lucru, și aici se plâng că nu au zile libere și că turele sunt foarte lungi, că nu mai e personal, că salariile sunt prea mici și că nu le mai ajung nici acestora banii. Negocierile în acest moment sunt în impas. De ce? Pentru că sindicaliștii cer majorări salariale între 6 și 10%, iar administrația spune că nu poate asigura mai mult de 3-4%. Așadar, ei au depus din nou un aviz de grevă astăzi pentru weekendul care ne așteaptă, vineri, sâmbătă și duminică. Din nou vor fi probleme pe aeroporturile mari din Franța, așadar, în armare cu multă răbdare, administrația spune cei care au bilete și ale căror zboruri nu sunt anulate să vină cu cel puțin 3 ore înainte de ora zborului, pentru că timpii de așteptare sunt foarte lungi.